George, acum? Acum, Vladule, salut Alexandru, salut Denisule, salut Bogdane și salut Vladule. Bine, bratul meu. Ba da, Alexiu, te țin, te țin. You are. Da, Alexandru, da. Ce merge încet.
Ok, poți să te uiți la live? Cum? Îmi citești tu comentariile, că mi le-am încărcat telefonul. Alea le-am citit. Alea le știu numai ce la parte e mică. Da. Cum? L-am. Vezi dacă dai, nu le găsești.
ce te uiți? Pe ce post? Te uiți, mă. Nu, la fel la TV. N-ai găsit încă modurile. Dacă nu ți le trimit pe Skype, ți le trimit pe Skype. Nu, s-a topit. No, zi numele la moduri. Mă uit. Deluxe? Bun.
Da, mă. Mai aici am intrat în Îl casă, că caută spre prin tot joc, ce îl s-a găsește. acolo. O Asta cutie de nasului. viteză. Cutie așa Armatul. văzută de mai depărtare. Schimbă-mi viteza la UTM, la John Deere. Apas o dată pe ăla de lângă Enter. Să-i schimbi G-ul, în G3 să fie. Da.
Da, nu merge. Doar geo pot schimba. Eu schimb pe el. Geo schimb tare. Hai de schimbă din nou geo. Dar m-am oprit că a trebuit să dau să salvez, că mi se explică că de ce. Da. Încearcă iată în G3, că în G4 e prea mare viteză. No, nu merge. Lasă-l în 4. Pe ce ești? Pe ce poze ești? Pe ce poze ești? Pe ce poze te uiți?
Mai vremea au ținut sau un velu, un calav. Cine ar putea ieși? Păi cine s-a întrebat? Salut, salut. Trec să le. Pe tine nu cred că te au, nu te auzi pe live. Ce viteză ai la oră, mă? Dar numai acum te-am apucat de recoltat? Nu mai merg, mă, comenzi la tastatură și de-aia semnalizez și toate alea. Numai din volan fac comenzi, că dacă nu mai puteam juca deloc. Da, din volan fac comenzi. Nu pot acum, că de obicei pe tastatură pornea semnătoarea, dar așa de la volan. O pornesc, o ridic. Și de-aia nu pot schimba, că mi se încurca de tastele. Am mai făcut asta așa odată și mi s-a reparat. Apoi nu știam. N-a mai zis nimeni nimic. La tine? Nu văd să apară video, cam data nu mi-apare. Da. Hai chiar am scos-o din greșeală din viteză. Ce? Da. Dă-te jos. Trebuie să-mi iau demarar. Dacă nu merge. Că iar să iau un 5 ambreajul deja. Am mai comentat nimeni nimic?
Câte like-uri, dislike-uri? Ok. E ok. Da. Dezactivează cutia, știi cum să o dezactivezi? Deci shift-ul de sub enter și de puncte. Auzi? De shift și de puncte, numai să fie oprimătorul. Da, da, le dau puncte, ar trebui să dispară aia din stânga. A, din dreapta, adică. Shift-ul de sub enter. Punctele alea de lângă L. Din dreapta la L. Dă-te jos. Dă-te jos. Nu ai activat-o, mă. Trebuie să dispară mai aia din dreapta. Nu, no, dă-te jos să văd. Nu intra încă. Nu o dispar, mă. Ar trebui să dispară aia cu manual Gearbox din dreapta. Tot încet pleci. Dă-te jos. De fapt, lasă că dacă nu recoltezi, o să văd. Hai, că am învățat să recoltez. Cât timp pare live, mă? Oh. Cât e ceasul? Cât e ceasul? Oh.
Ok. Uită-te, apasă ESC și vezi, avem în fermă câte toni avem? 24? Salut, Cristi. A zis cineva ceva? La tine? Nu știu, mi-e de ambreajă, mă. Nu știu. Nu. Da. Zona unde grupul de tineri a mers să facă alpinism este dificilă chiar și pentru un alpinist experimentat, așa cum era tânărul surprins de avalanșă. Salvamontiștii au avertizat de multe ori despre pericolul de pe munte. Indiferent de experiența celui care se avântă pe astfel de trasee, de echipamentul pe care îl poartă, atunci când se produce avalanșe, este imposibil să te descurci. Vremea e mai bună în munții Călimani, așa că salvamontiștii au decis să pornească din nou în căutarea alpinistului dispărut într-o avalanșă luna trecută. Echipe din mai multe județe și un câine special antrenat vor urca pe munte. Iată că zâul e tip Q acum. Cine a zis? De shift. Maru, să cred că închei eu, că și așa am merit tastatura. Nu mă atacă, dau un mașaler, nu. Cum? Dacă niște țatura nu mai merge.
Așa, iar Stafan, vezi că salvezi și ies. Live-ul.